În fiecare an, pe 7 ianuarie, îl sărbătorim pe Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Nașterea Sfântului s-a petrecut cu 6 luni înaintea nașterii lui Iisus. Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a saltat în pântecele Maicii sale în momentul în care Elisabeta s-a întâlnit cu Fecioara Maria. A dus o viață sfântă și s-a retras în pustie, postind și rugându-se. Oamenii veneau la el pentru a-i cere sfatul, iar Sfântul Ioan îi îndruma să ducă o viață curată și îi boteza pentru iertarea păcatelor. Din Evanghelie cunoaștem că Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemnițat deoarece îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui său. În ora ei de moarte, femeia și-a sfătuit fica pe Salomea, care dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. În calendarul bisericesc sunt închinate lui Ioan 6 sărbători de-a lungul anului. Se știe din tradiția populară că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor. Totodată, ziua de Sfântul Ioan este o zi de bucurie, iar cei care nu se veselesc în această zi vor fi triști tot anul.